După numeroasele victorii, cimentul Valea Mare Pravăț a făcut un pas greșit ieri în disputarea celei de-a 29-a etapă, terminând la egalitate în fața celor de la Aninoasa. Prima repriză nu le-a dat prea mari bătăi de cap roșialbaștilor, având multe șuturi pe poartă și reușind să scrie la 27 de minute de la fluierul centralului prin Florine Loveș-Danie. Dacă ați dat vreo minge bună, mă! Singura tu! Și bună, și șură! Ia uite-l! Bună, bravo! Bună! Așa, a sărit bani. Ai ieșit la afară. Cea de-a doua repriză a fost una favorabilă oaspeților, care au egalat în minutul 63 prin Bogdan Grigoroiu. În minutul 65, la accidentarea în suprafață de pedeapsa jucătorului echipei gazdă la Dupan Tilimon, centralul fluieră o lovitură de la 11 metri executată de Costinel Stăncilă, astfel tabela de marcaj arăta la acel moment un scor de 2-1. Finalul reprizei face ca autogolul jucătorului de la AS Cimentul Valea Mare Pravăz, Laurențiu Budur, să schimbe tabela, iar meciul s-a terminat cu un scor egal de 2-2. Marine, merci.